Până la sfârșitul anului, Serviciul de Gospodărire Urbană Ploiești va înfrumuseța orașul cu 500.000 de plante. Toate sunt provenite din serele și pepinierele serviciului, pentru care vor fi alocați din bugetul local 140.000 de lei. În sezonul de primăvară, materialul floricol plantat pe domeniul public este cel bienal. Am început plantarea cu completarea acelor zone cu plante bienale, panseluțe, năsturei, nu mă uita. De acum am început chiar și plantarea de plante anuale, cum ar fi guraleului și gazania. Așa cum am spus, plantările se fac în toate sectarele municipiului Ploiești. Cât despre ploieșteni, părerile sunt împărțite. Dacă unii dintre aceștia sunt mulțumiți de aspectul pe care îl capătă orașul datorită florilor, alții consideră că banii investiți nu-și găsesc motivarea, considerând ca prioritare alte investiții. Grădinița, cum e acolo, garduri rupte și mizerie pe jos. Acolo să vină, nu numai aici în centru să pună flori. În bariera București. Da, în bariera București. Să pui mâna să facă... Când n-a făcut nimic acolo în barieră, schimbă canapelele. Pentru ce le-a schimbat? Spre ipodrom degeaba. În loc să facă altceva cu banii aia? Eu locuiesc în zona centrală a orașului. Mie îmi place în zona în care locuiesc. E preocupare foarte mare. Tot timpul, amenajarea spațiilor verzi, curățenie, hârtii luate. Nu am ce să mă plâng. Ir de fiecare dată magnoliile care la noi sunt mici, mult prea mici. Nu știu de ce n-au crescut ca lumea, ca în parcul celălalt. Se vede preocupare. În sezonul de primăvară, în prima etapă anului, sunt plantate în jur de 250.000-300.000 de plante bienale.